Hai spune-mi cine a biruit moartea. Iisus. Cine a plecat peste ea. Iisus. Cine e leul din Iuda. Iisus. Scutul tăria mea. Cântecul ăsta e un... Pot să-i spun un răget al leului din Iuda pentru națiunea noastră, un semnal puternic că el vrea să ridice. Noi ne-am familiarizat și ca națiune, fiind mai înclinați spre partea asta mioritică, mai să ne tânguim, să ne plângem de milă, să ne victimizăm, am explorat foarte mult și în cântece și în predici latura mielului crucificat și el va fi în veci, mielul ce a fost junghiat. Dar cred că Dumnezeu vrea să ne transmită un semnal, este și leu și trebuie să ne ridicăm la luptă, să luăm teritoriul înapoi. Eu cred că țara asta e o țară a leilor, nu e o țară a învinșilor, ci o țară a victorioșilor prin Iisus și, cum am spus, cred că vom rage în multe direcții. Vom atinge Rusia, vom atinge Israelul, Balcanii, până în Germania s-a dus vorba că vom atinge până la marginile pământului și e un sezon extraordinar care vine. Скажите, кто разорвал цепи смерти, жало отнял у нее? Лев из колена Иуды, Бог крепкий защитник мой. Leu din Iuda e un cântec pentru generații, pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu al generațiilor, El gândește cel puțin în trei generații. Bine ai venit, omule, la rugă prins, chiar dacă ești rece, tu vei fi reaprins. Și de ești căldicel, nu poți rămâne așa, că-și focul lui Iisus îți aprinde inima. Oamenii trebuie să schimbe un pic mentalitatea, să nu mai spună mergem la rugul aprins, ci Doamne, fă-mă un rug aprins, acolo unde mergem noi suntem un rug aprins. M-a rugat Domnul să-mi dea cântecul ăsta care a fost ca un dar, ca un cadou pentru cei de acolo. Eu cred că Dumnezeu nu lucrează prin vedete, Dumnezeu lucrează prin oameni care spun da și oameni care sunt gata să treacă granița denominațională, oamenii care sunt gata să slujească pe Dumnezeu și să înțeleagă că darul care le-a fost dat e pentru trupul lui Hristos, nu pentru denominația lor. Și venind toți împreună, lăsând totul la o parte, a ieșit ce a ieșit acolo și eu am auzit numai lucruri bune. Străini și călători, noi suntem pe acest pământ, dar plin de puterea Duhului cel Sfânt. Candelele goale fie pline de ulei, ca fecioare înțelepte, mereu noi să așteptăm. Bine ai venit, omule, la rugă prins, chiar dacă ești rece, tu vei fi reaprins. Și de ești căldicel, tu nu poți rămâne așa, că-și focul lui Iisus îți aprinde inima. Hey! Doamne, nu mă lăsa, aprinde-mă zilima și fă-mă un rug aprins să fie o mărturie până la sfârșit. Doamne, nu mă lăsa, aprinde-mă zilima și fă-mă un rug aprins să fie o mărturie până la sfârșit.